Oțelul nu a depus armele la Târgu Mureș, ba dimpotrivă, echipa gălățeană a abordat partida curajos și a atacat din primul minut. Gazdele au trecut apoi la cărma meciului, iar defensiva oaspeților a făcut cu greu față. ASA a deschis scorul în minutul 39 prin Mureșan, care a transformat o lovitură de la 11 metri dictată ca urmare a unui fault comis de Solomu. Cum la Iași, scorul era 0-0, ASA era campioană în acel moment. Repriza secundă părerea să se desfășoare în aceleași coordonate, numai că a venit minutul 67, când Cernat a executat o lovitură liberă și Tudori a egalat cu o lovitură de cap 1-1. Mureșenii s-au aruncat în atac, dar Abraham și colegii săi au făcut minuni. Helder a dat lovitura în al patrulea minut de prelungiri și titlul a ajuns la Steaua, care obținuse doar o remiză albă la Iași.